A fost 1 iunie, ziua copilului, un prilej special pentru angajații sectorului social al centrului eparhial să poposească încărcați cu daruri pentru micuții din Ergevița. Mai mult decât alți copii, copiii din mediul rural sunt cei care merită să aibă o atenție deosebită din partea noastră și de aceea, prin ostenitorii biroului de asistență socială, am venit astăzi aici cu cadouri pentru acești copii minunați ca să le aducem bucurie, să îi îndemnăm să fie aproape de biserică, de școală, de familie, pentru că numai împreună aceste trei instituții pot să ajute copilul să devină o persoană importantă în cadrul comunității, să fie de folos spre binele societății și al bisericii, al țării în care trăiesc. Copiii reprezintă viitorul nostru și așa cum foarte frumos am văzut în această școală, ei sunt acele flori frumoase din viețile noastre pe care noi părinții, preoții, cadrele didactice trebuie să le ajutăm să crească frumos, să se dezvolte și să înfrumusețeze viața noastră personală și viața societății în care trăiesc. Preotul paroh din localitatea Ergevița le-a fost alături reprezentanților sectorului social și Asociației Filantropia Severin pentru a le aduce zâmbetul pe buzele copiilor de gimnaziu și celor de la grădiniță într-o zi atât de importantă pentru ei. Parohia noastră are o strânsă colaborare cu școala. Mulțumesc episcopiei și tuturor celor care s-au ocupat de această bucurie a copiilor. Uitați, primim fiecare câte o plățuță cu dulciuri și una cu rechizite și noi vă spunem la mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă lumineze. La mulți ani, sănătate, Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să fii cu minte, da? Și să aduci bucurie părinților, la doamnele învățătoare, așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Din partea colegilor noștri, vă mulțumim. Așa. Da. Și Doamne ajută. Foarte bine. Foarte bine. Bravo, bravo. Asta pentru tine, așa? Așa. Și să ai acolo și să scrii caiete și tot ce trebuie și la domnișoara aici. La mulți ani. Hai și la domnișoara asta mică. Ani. Asta. Să crezi mare. Asta. Până acolo să frumos. Așa. Unde am rămas? Aici la domnișoara. Să crezi mare. Să fii cuvinte. Așa. Așa, azi, imediat, dăm și la domnișoara care stă aici singurică, așa, dacă nu le lași jos și să nu... La rândul lor, copiii și-au răsplătit oaspeții în felul lor, devenind în scurt timp protagoniști ai unui program artistic special pregătit, presărat cu cântece, voie bună și poezie. Câte unul pe căsare, mergem în pădurea mare, uite sus și uite jos, totu-i verde și frumos. Uite sus și uite jos, totu-i verde și frumos. În pădure păsărele zboară sus pe rămurele, uite sus și uite jos, totu-i verde. De ce mai vin să pun mult o copil frumos, tu nu știu oare? Că sunt și cămătoare, de ce vrei să mă omor? Că aș o părinți ca tine și atinge mama după mine și atinge prietele, surori, căci am trăit abia 3 zile, îndură-te de ei copile și lasă-mă că nu mai pot. Familia de flori, oare seamănă vreo floare cu părinții, iată, din grădina mare, chiar răspunsul a venit. Mama poate fi bujorul, ca zăpada parfumat și înfărută obrajorul, cum așez cu minte în pat. Răsărind mai către duc, tata este stânjenul bunui crinul alb acum, iar bunica-i mușețelul, însă eu ce pot fi oar? Fizantema, tufănic, poate chiar boboc de floare, cum îmi spunea des mămica. Rățușca, astăzi cloșca a scos pui. Sunt micuț pufoș gălbui, însă unul m-a muțat, înspre apă s-a îndreptat. Măcăre se bălăcește și se frații lui privește. De ce îi place în apă oare, zice cloșca gânditoare. O, sunt taină toată viața, am clocit un ouă de rață.
Noi mulțumim Episcopiei pentru grija față de copii. Copiii merg zilnic la biserică împreună cu părinții. În cadrul activităților opționale din grădiniță se fac vizite împreună cu mine la biserică. Mulțumim din suflet pentru tot ce s-a făcut pentru acești copii și sperăm că în continuare o să fim în atenția celor din jur și vom primi atenția cuvenită. 47 de copii de la școala Ergheviță au fost beneficiare acestei acțiuni inițiate de Episcopia Severinului și Strehaiei, prin care se dorește sensibilizarea copiilor cu privire la valorile morale și religioase propovăduite de biserică, subliniind importanța actului educațional, laic și creștin-ortodox în formarea și dezvoltarea copiilor. Această acțiune reprezintă totodată rezultatul concret al colaborării dintre cele două instituții importante din comunitate, școala și biserica, care împreună sunt chemate să contribuie la actul de devenire a omului în aspirațiile lui cele mai înalte.